Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare, destul de scurtă pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Dragii mei, la leu am găsit o păpușă pe care am primit-o forma unui leu. La rac am avut scoica, la fecioară n-am găsit fecioară. De fapt, fecioarele sunt pe cale de dispariție, dar bineînțeles că asta rămâne între noi. Fecioarele sunt pe cale de dispariție și dacă aș găsi o fecioară, nu știu dacă ar putea să stea pe masă. Însă, ceva, zic, mă, totuși, hai. Am încercat să caut o variantă a eremitului, o variantă înțeleaptă a fecioarei, pentru că nu toate fecioarele sunt eremite, nu toate fecioarele sunt înțelepte și nu toate fecioarele sunt fecioare. Dar am căutat o variantă. E o statuie veche. Am uitat cum se numește acest lemn oriental. Un soi de eremit oriental, este un luptător spiritual. Poate este important să știți, unii dintre voi, vreau neapărat anul acesta să vorbesc despre acest subiect. Războiul spiritual care există și pe care New Age-iștii îl neagă, nu recunosc sau trăiesc într-o iluzie totală. Dar suntem la zodia Fecioarei, guvernată de Mercur, trebuie să gândim și logic. Mai, a apărut ceva? Ia, așa a apărut. 6 de băte. Măi, să fie victoria voastră, eu vă doresc succes, că e un succes. Acum, poate nu e al vostru, poate cineva are succes și vă inspiră, pentru că 6 de băte atrage atenția, inspiră. Frumos ar fi. Și dacă voi stați aici în turnul acesta și vă gândiți că vreau și eu să am succes, păi alegeți, măi, alegeți să coborâți din turn și să renunțați la bâtele, la relațiile acelea care vă țin pe loc, la turnul. Mai, știți poveștile alea cu fecioara și turnul? E închisă în turn, se izolează. Bine, nu toate fecioare se izolează, dar în fine, alegeți să vă extinde, să vă faceți planuri de călătorie și să manifestați succes. Dar vedeți că încă unii dintre voi încă stați și vă gândiți ce să aleg, cum să aleg sau mai bine zis ce planuri, cum să fac planuri. E un valet de monede, puteți să viți voi că semn de pământ, da? Cineva stă să uită, mă, să-i dau cu tare, să-i dau telefon sau să nu-i dau telefon. Și ce să zic? Că mă simt singur, singura, că mă simt abandonat, că aș vrea cu tare sau cu tare, bine, nu chestia asta indecentă, ce să spun, să-i dau telefon, să nu-i dau telefon, să-i fac cadou ăsta, crezi că merge să-i fac cadou chestia asta? Asul ăsta de monede, moneda asta, crezi că i-ar plăcea? Stați și vă gândiți. Dar nu e vorba de a comunica doar cu cineva, nu e doar de a face, vorba de a face un cadou sau să oferiți aprecierea cu voastră către cineva. E vorba și de dorința voastră de a manifesta ceva nou, de a studia cum să ajungeți la victorie, de a studia o nouă cale de manifestare, de exprimare, de construire a voastră. În spate e o mare preoteasă și un 5 de monede. Poate cineva în secret nu vrea să arate că se simte abandonat. Poate cineva... Opa, ce mesaje! Poate cineva nu vrea să arate că se simte, să nu vrea să... Lumea să știe. E secret. Cât de singur s-a simțit acasă, abandon chiar în familie. 5 de monede sugerează și probleme financiare. Poate cineva vrea să facă un cadou, dar să ascundă faptul că are probleme financiare. Știți că sunt și asemenea persoane. Eu sper voi să fiți sinceri și să nu vă aruncați la cheltuiela iurea, pentru că totuși e criză. Dacă aveți probleme financiare, spuneți. Nu trebuie să faceți pe victimele, nu trebuie să intrați în depresie, dar băi, asta e, mai are lumea și probleme financiare. Însă, se pare că totuși unii dintre voi lucrați să vă depășiți aceste probleme. 8 de monede, unii dintre voi. Și interesant, apare un as de cupe, opa, și un as de spade în spade. Și o regină de cupe, băi, și un stea, băi, sunteți nebuni. Cineva vă inspiră, steaua inspiră. E o persoană publică care inspiră, vindecă, comunică în dreptate, comunică în empatie, în simpatie și vă inspiră pe unii dintre voi. Și dacă nu e o persoană publică, e o persoană pe care o simțiți predestinată să aveți ce? Un anume tip de
proiect, să începeți un proiect, nu se poate să fie relație de dragoste, dar bazată pe sinceritate, dar nu obligatoriu, poate să fie ceva nou, bazat pe adevăr și empatie, simpatie. Acum, că e proiect, că e colaborare, că e relație, variază de la om la om, atenție că vă mai ascultă și foștii și fostele. Și eu încerc să spun aici ce văd, s-ar putea să vă dau de gol. Nu vreau să vă dau de gol, dar e probabil așa aia care au apărut în ultimile luni, ca și potențial. Și vă întrebați, dar de ce nu s-a manifestat în noiembrie, de ce în decembrie? La unii se manifestă mai încet, la alții mai repede, în funcție și de capacitatea voastră de manifestare, de vibrația voastră. De cât v-ați lupta voi cu demonii, apropo de luptătorul spiritual, cât v-ați lupta cu demonii voștri și ai altora, că și alții au. Ia uite, 5 de monede, măi, iar sunt niște probleme și de cuplu și financiară, dar stați bre, stați în picioare, că puteți, încă mai puteți. Unii dintre voi încă, mi-a adus aminte de un ban, bătrân, dar încă mai pot. Oh, Doamne, am chef de glumă, nu știu, e un maraton al zodiilor în seara asta. E o separare între voi și cineva și dacă nu-i separare, și pare separare, pare separare care vă bagă în meditație, în gânduri, vă bagă. Da, dragii mei, dacă ați meditat, e bine. Că începeți să găsiți și soluțiile cum să vă echilibrați energetic, emoțional și să vă regăsiți puterea, energia și să treceți peste aceste probleme și de cuplu, cu cine o fi, și financiare, a ta e te criză și până să fie... Măi, eu am avut probleme financiare și până în criză. Acum, slavă Domnului, sunt ochi-dochi. Nu dau cu banii de pământ, dar deocamdată sunt în echilibru. De aia zic, nu trebuie să fie criză financiară ca să ai probleme, logically. Hai să vedem, fecioare. Fecioare și feciori. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Pentru unii cu una zodia fecioare o să se potrivească, pentru alții nu. Pentru, poate se potrivește pentru cei cu luna în fecioară, pentru cei cu Venus, cu Marte. Pentru că, Marte, nu pentru că nu să ai decât dacă mai aveți alte planete, Venus în fecioară, pentru că vorbesc despre voi și o altă persoană. Nu e obligatoriu să fie de amor, relația dintre voi e o altă persoană. Poate să fie mama, tata, fratele, cu vecinii. No. Nu știu, colaboratori, ce vreți voi. Whatever you want. Era o melodie. Anything you want. Anything you want. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Am zis că sunt rapidă. Wow! Asul de spade. Bre, și lumea! Un nou capitol. Renașteți, băi, oameni! Mergeți către renaștere. Nu știu dacă... Poate unii faceți artă, pentru că știu și fecioare. Băi, am avut niște colaboratori în zodia fecioare, artist. Wow! Minunați, da. Așa, chiar dacă nu faceți artă, poate arta cuiva sau ceea ce manifestă, cartea înseamnă manifestare, ceea ce manifestă cineva vă inspiră, vă împinge. Vedeți, vă împinge din spate să alegeți, e 7 numărul acestui an, să alegeți renașterea, să mergeți către judecată, discernământ, trezire, ascensiune. Păi, ce mișto! O nouă lume, a new world. În adevăr, victorie. Yes, ce bine arată. Nu mai dau bucăți, gata, e suficient că te-am dat. Arată bine. Măi, dacă vă place, gândiți-vă că e fain o dată, de două ori. Și dacă vă place, spuneți că vreți să manifestați, că trebuie să... Ia uite, regina de cupe. Mesaj adițional, pești, rac, scorpion. Puteți să fiți voi foarte sensibili, poate aveți voi planete în semne de apă, Luna în mod special sau Venus, s-a făcut 12. Ah, interesant. Mă iubește. Nu știu cine mă iubește. 12. Noaptea. Ah, și apropo, scuzați-mi, înainte să începe talarea, m-am uitat la ceas la 23:33. Puteți să căutați pe internet dacă știți engleză sau altă limbă, că nu știu dacă în română sunt chestiile astea atât de bine organizate pe YouTube. Să vedeți ce scrie la 23:33. 3 ține de abundență și 2 de alegeri. Da? Alege să schimbați înspre abundență, înspre echilibru, da? Aș mai vorbi un moment, dar hai să vorbim despre regina de cupe, puteți să fiți voi. Dar ce e interesant în aceste de cărți,
Nu sunteți doar voi. Pentru că în aceste de cărți, această regină nu are doar o cupă. Mai are încă un vas. Poate să fie cupa divină din care și extrage emoțiile, se hrănește emoțional și apoi dăruiește mai departe. Se poate și asta. Dar eu simt altceva. Simt că sunt un soi de doi de cupe în această regină de cupe. Cu alte cuvinte, dacă sunteți voi sensibili, emoțional, aveți pe cineva care vă susține această sensibilitate. Vă susține. Vă hrăniți emoțional din energie, din dragostea, din empatia și compasiunea cuiva. Eventual, frumos ar fi și voi să doriți, pentru că e un doi de cupe, este un schimb. Da? Când persoana respectivă are probleme, să oferi și voi. Vedeți unde sunteți, e un mesaj adițional. Regina de cupe în aceste de... Și interesant, și sunt doi căluți de mare. Căluți, căluți, căluți. Frumos. Hai să vedem. Am amestecat, nu știu, oricum tai. Parcă am amestecat, da? Fecioarelor, băi, cât am mai vorbit și... Cât am mai vorbit și la voi. Ai, mă, cinci de monede iar apare, mă. Mă, nu, uite, am zis că cineva vă susține emoțional. Regina de cupe, eu sigur vă susțin. Și poate mai fi și altcineva, mă, emoțional vă susține, da. Dacă aveți probleme financiare, băi, aveți încredere că o să treceți. Cinci de monede. Mare prostesă, iar apărut. E interesant, exact cărțile pe care le-am văzut să rămân de vreme și am tăiat în fața voastră. Valetul de monede. Așa de roata norocului. Schimbare de energie, de direcție. Deci dacă până acum nu ați vrut să arătați că vă simțiți singuri, că aveți probleme financiare sau cineva din viața voastră nu a vrut să arate, pentru că marea preoteasă nu prea vorbește, nu arată, și știți, pentru că marea preoteasă știe, am zis, dacă sunteți posibil vorbesc despre un suflet pereche al vostru, că am zis că vă simțiți unul pe celălalt și unul și celălalt simte că celălalt ori are probleme de emoționale sau se simte abandonat sau are probleme financiare, știți, celălalt, am senzația că celălalt vrea să ofere ceva ca să se ajungă de la 5 la 6, la echilibru. 6 e numărul îndrăgostiților, dar 6 de monede vorbește despre echilibru financiar. Și nu doar de echilibru financiar, poate să fie și de echilibru emoțional, de reciprocitate mai exact, da? Că 6 de monede, despre asta este vorba, despre reciprocitate, despre generozitate emoțională, financiară și așa mai departe. Unul dintre voi vrea să pună bazele unei relații echilibrate în care celălalt să nu se mai simtă singur, să nu se mai simtă abandonat. Nu știu despre ce suflet pereche, despre ce cunoștința voastră vorbesc, dar probabil că unii dintre voi știți voi despre cine vorbesc. Nu știu. Trebuie să recunoașteți. Roata norocului. Intuiția vă spune că dacă vorbiți, dacă oferiți, dacă faceți primul pas, energia se schimbă. Interesant că 5 apare și apoi 10. Ce înseamnă asta? Cu o leacă de efort, mai mare sau mai mic, mai vedem și la clarificare, 5 care înseamnă schimbare aduce încheiere de ciclu, karmic. Wow! Vezi ce înseamnă să trag cu ochiul asul de spade? Că vreau să văd spre ce merge această schimbare, spre asul de spade, spre victorie, spre adevăr, spre un nou potențial. Eu știu de care o fi, dar în primul și în primul rând trebuie comunicat. Ia uite, probabil într-un mod neașteptat o să comunicați că mi-a picat îmbrăcămintea de la telefon. Tower. Un moment turn. Neașteptat. Interesant că e vorba de îmbrăcăminte de la telefon. Iar o chestiune de comunicare, telefon, mesaj, discuții sau nu muzai. Poate să fie și face-to-face. Drăguț, am drăznit, că era un pic cam... Știi, drăguț să mă îndrăznești așa. Ia uite faetonul, vedeți? Exact. Ia uite nebunie. Comunicarea aceasta va aduce un anume tip de renaștere. Vai, ce frumos! Bă, gata, nu mai mă uit, ce păcare!
Cu sufletul perechii. Ce frumos! La capătul setului de cărți, regele de bâte. Atracție. Chiar dacă e distanță, e atracție foarte mare. Și atracția asta vă... Interesant. Nu e vorba doar de atracție, că putea să fie și valet, putea să fie și cavalet. Atracția asta care este între voi și acest suflet, pereche, personaj, ce-o fi, nu e doar fizică, este și emoțională, este și subtilă cu Marea Preoteasă și reală, chiar foarte fizică. Ideea este că acest rege de monede, monede, posibil că sunteți voi, sunt de pământ. Acest rege de foc, acest personaj atractiv și foarte atras de cine discutăm aici, e la un drum, trei de bâte, și trebuie să-și facă, am văzut doi de bâte, trei de bâte și regele, trebuie să-și facă planuri de călătorie casă, ca să vină, ca să schimbe direcția, ca să comunice, da? Apropo de faeton și acela reprezintă călătorie. E o distanță între voi și cineva. Chiar, adică e reală, nu e doar mentală, emoțională, chiar e reală. Chiar e. Cu o fi, cu mașina, cu avionul, e o distanță. Cu pași, în fine. Chiar trebuie să pășiți. Da, trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți odată, să călătoriți odată, să... Acum, doamnelor, dacă știți că acest bărbat era distanță, acesta încă e în starea în care se gândește, dar o să aleagă la un moment dat și comunicarea și manifestarea, aș spune. Hai să vedem totuși, să clarificăm, da? Bishem, Adonai, Mimini, Mihai, Miss Monica, Uriel, Milifnai, Uriel, Mehahorai, Rafael, Va Auroși, Shehinat El. Ia uite, vreți să manifestați fericirea vieții voastre, nouă de cupe. Ia uite, cu un personaj foarte puternic, care vă ajută să vă transformați și voi ajuta să vă transformați. Doi oameni foarte puternici, doi într-unul. Acum, că e personaj, că e vorba de transformarea voastră, e... Da, e vorba de transformare cu moarte și renaștere, da, și victorie. În primul și în primul rând, unii dintre voi lăsați în urmă un narcisist, o narcisistă, un personaj egoist, care se gândea, sau egoistă, care se gândea doar la el, la ea. Posibil și pentru unii dintre voi acest lucru. Hai să vedem. 5 de monede, clarifică-ne, 5 de monede, cât am vorbit, wow, 17. Trebuia până acum să fi terminat etalarea. Am zis că fac etalările scurte. Hai mai repede la. Hai. 5 de monede. Clarifică. Temperanță. Temperanța și 4 de spade. 4 de spade pentru mine reprezintă eremitul, varianta mică, eremitul care e zodia fecioare, dar poate să fie oricine altcineva. Eremitul se gândește, 4 de spade se gândește. Se gândește și ia timp de gândire, temperanța, se temperează. Își temperează și emoțiile și atracția fizică, că am vorbit de apă și foc, da? Apă, regina de cupe și regele de foc. Poate că sunt desflăcări gemene, dar se temperează pentru că are de luat niște decizii, are de înțeles de ce se simte rănit, are de înțeles de ce a rănit, de ce s-a rănit. Da, e chestiune de răni emoționale. Vorbeam de regele de monede. Poate cineva a fost mai du-te vino, mai cavaleraș, mai așa și vrea să se maturizeze cu regele de monede. Se poate. Dar, nu se vede să mai aici. Da, cine s-a... Dacă voi vă simțiți abandonați, dacă știți că ați lăsat pe cineva, meditați la aceste lucruri. Eventual meditați cum să vă, temperanța înseamnă și împăcare, cum să vă împăcați și cum să echilibrați situația, să nu se mai simtă persoana respectivă singură. Pentru că undeva, nu știu, în sinea voastră știți că ați făcut-o din cauza unor neînțelegeri, s-a comunicat într-un mod nepotrivit sau s-a spus ceva nepotrivit sau pur și simplu unul dintre voi s-a simțit mai rănit și cine e rănit rănește, e o vorbă.
Hurt people, hurt people. Marea preoteasă. Wow, justiția. Wow. Posibil pentru ei să fie niște probleme în justiție care se țin în secret, se țin ascunse și trebuie comunicate. Poate să participe în momentul acesta de decizii, de echilibru, de, da? Să aibă legătură 3 de spade cu justiția, posibil, și cu marea preoteasă, posibil. Dar se vrea iar comunicarea. Se vrea iar comunicarea pentru că aceste două suflete trebuie să fuzioneze într-unul, da? Am vorbit de două suflete aici. Și așteptarea asta e deja... Creează confuzii. Ia uite, creează confuzii și nu e sănătoasă. Justiția și marea preoteasă. Exact cărțile care îmi plac mie cel mai mult. Știți? 11 se scrie aproape, da? 2. Deci pentru mine sunt aproape una și aceeași. Și una și cealaltă știe fără să se uite. Are în... Aoleo, hai că nu fac filozofie tocmai la voi, de foarte faină combinația. Ce mai este? Poate un contract în secret despre care nu s-a discutat și din cauza asta cealaltă persoană a trebuit să părăsească sau, da, și să creeze această tăcere, disconfort în relația dintre voi. Poate un contract în care unul se simte singur și iar vă regăsiți împreună cu acest suflet pereche. Sunt multe variante. Vedeți care sunt ale voastre, dar mesajele sunt reale și sunt adevărate. Nu e joacă, totuși, cu tarotul. Doar că voi trebuie să găsiți nuanțele. Eu vă dau mai multe variante, dar... Na. Wow, ce cărți superbe! Valetul de monede. Hai, fuga, fuga. Valetul de monede. Ia uite, chestiunea de alegeri. Voi trebuie să alegeți. Sunteți la intersecție de drumuri. În ce direcție să mergeți? În cea veche sau în cea nouă? Pentru că aici este roata. Aici este volanul, să zic. Busola. E o întâlnire de destin cu acest personaj. Nu întâmplător a venit extra. Mesaj în plus. E o întâlnire de destin. O întâlnire care va aduce multă, să zic, vindecare, împlinire pentru unii. Eu, de 10 de cupe, chiar împlinire emoțională pentru unii dintre voi. Dar trebuie să alegeți. Sunteți la răscruce de drumuri. Asta e. Vedeți? În ce direcție să mergeți? Unde să construiesc? În cine să investesc? În persoana nouă? În persoana veche? Mare grijă! Mare grijă, atenție, pentru unii dintre voi simt nevoia să spun mare grijă cu oamenii care se victimizează. Atenție mare, bărbați, femei, nu contează ce sunteți. Atenție mare cu oamenii care se victimizează. În momentul în care cineva începe să se plângă că e așa, 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 ajutați-i, dar, repet, mare grijă cu victimele. Și încercați și voi să nu vă victimizați, pentru că voi aveți puterea de manifestare în viață. Clarificăm, băi, câte sfaturi dau mai la roata norocului. Odată. Nu, roata norocului. Vedeți că merge spre o nouă direcție. O nouă, ia, ce făcuse. Uite, nouă de... Ar fi niște blocaje în destinul vostru, dar dacă alegeți corect, da, dacă alegeți corect, lăsați blocajele în urmă și manifestați un nou început. Cu alte cuvinte, dacă sunteți determinați să vă schimbați, asta înseamnă determinare, să vă schimbați și simt nevoia să, scuzați-mă în masă, determinați să vă schimbați destinul, puteți. Totul ține, dragii mei, hai să vă mai dau secrete. Aici este asul de spade, în această carte a meditației, aici este asul de spade. Trebuie să vă descoperiți ideea aceea victorioasă, adevărul care eliberează. Da. Să comunicați în adevăr, în pace și în echilibru, ambele vorbesc despre echilibru, în momentul în care comunicați din sentimentul de vină, de victimă, de nu manifestați nimic bun. Nu știu pentru cine citesc, dar pentru cineva clar citesc, care are nevoie să audă aceste lucruri. Manifestarea.
Asul de spade vine prin cuvânt, prin gând, cuvânt, gând, emoție, cuvânt. Și trebuie să fie în pace, trebuie să fie în echilibru. Ia uite, de-aia îmi plac aceste două cărți. Marea Preoteasă, care este dincolo de manifestare, este doi după magician, este în echilibru, în dreptate. Aici este asul de spade, vedeți? Asul de spade aici și cele două cupe despre care am vorbit aici mai devreme. Bine, pentru cei care vreți să faceți un pic de filozofie, că da, iar am vorbit 25 de minute, turnul, separare. O separare între voi și cineva care a creat acest sentiment, poate și de abandon și probleme financiare, sunt mai multe motive, dar dacă a fost o separare bruscă sau necesară sau mai puțin necesară, aș spune că este determinarea cuiva de a schimba energia. Cu alte cuvinte, de a merge îndreptate. Asul de spade. Mai fucuță. Ce frumos! Și s-a deschis la nouă decupe care exact același lucru înseamnă. Împlinirea tuturor dorințelor. A fost clarificat de stea. Adevărul vindecă. Adevărul manifestă destinul nostru. Aici este destinul. E o întâlnire de destin care vă duce, întâlnire de destin, sau mai bine predestinată, care vă arată calea. Am mai spus asta? Parcă la o etalare, la voi sau la lei, nu mai știu la care am spus, vă arată calea. Către vindecare, către misiunea voastră în viață, către realizarea voastră, că am început cu 6 de bâte, parcă, nu? Realizarea voastră totală. Ia uite și 10 de cupe la sfârșit și valetul de monede. Da, care ar trebui să lase în spate construcțiile financiare și să se concentreze pe împlinirea emoțională, pentru că material fără emoțional e nada. Nimic. Niet. Nothing. Acușica, acușica. Mesaje de la îngeri pentru voi. Mi se pare interesant și la voi, totuși. Mai, și cele două cărți, ia uitați. Ia uitați-le cele două. Wow. Cele mai fine. Opa, ce mesaj vine. Pentru, vedeți, era pe ce se mai afecteze chakra a cincea. Pentru unii dintre voi aveți nodul nord în vărsător. Probabil că acest mesaj este pentru cineva, dacă vă cunoașteți. Dacă nu, căutați-vă pe internet harta natală pentru cineva care are nodul nord. Așa simt, nodul nord în vărsător. Că e ca o busolă. Apropo de roata norocului, ca o busolă. Nodul nord, nodul sud. Și aici este intersecția, cele două direcții din... Coada dragonului și capul dragonului. Pentru cei care știu astrologie și simbolistică. Nu? Mesaje de la înger pentru fecioare și feciori. Alea care mai sunt fecioare, da. Fii prezent și visează la viitor. E cale lungă de manifestat destinul vostru, pentru că steaua nu se atinge ușor. Dar cu răbdare, cu determinare, repet, cu determinare, cu ambiție, cu încăpățânare. Bă, deci rezist. Asta înseamnă rezist. Vă puteți schimba destinul, e mișto. E fain. Ia uite, physical touch. Probabil că vreți să vă întâlniți cu o persoană foarte dragă. 4 și cu 7, cât înseamnă? 11. Apropo de justiție, da? Personaj care vă echilibrează. Probabil că țineți în secret. Aveți voi motivele voastre. Probabil că sunt invidioși, geloși în viața voastră. Dragostea îndură. Și pentru dragoste, e o romanță în care trebuie să îndurați niște chestii. Dar fiți atenți. Citiți în Biblie. 1 Corinteni cu 13 este absolut minunat. Nu vă trimis la Biblie tot timpul, dar când văd cartea asta, trebuie să vă trimit. Și cineva vrea să demonstreze dragostea, că probabil are de demonstrat. Cam atât. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și cam atât. Ceau, ceau!